Bine v-am găsit, sunt Bogdan Șofen și vă prezint știrile zilei de la Făgăraș. Au văzut cu ochii lor cum barăcile vecine au fost demolate. Știu că acest lucru îi așteaptă și pe ei cât de curând, undeva în 2014. Vorbim despre comercianții din Piața Veche, care au rămas deocamdată pe poziții după ce municipalitatea a decis demontarea tarabelor care funcționau ilegal. Mare parte dintre tarabele din Piața Veche au dispărut din peisaj. În această săptămână, barăcile au fost demontate bucată cu bucată. Oamenii care aveau tarabele închiriate aici au plecat în altă parte, unde au găsit variante pentru a desfășura în continuare aceeași activitate. În barăcile care au rămas în picioare mai sunt aproximativ 20 de comercianți. Se gândesc la rândul lor de pe acum ce vor face la anul, când și lor le expiră contractele pentru spațiul pe care îl folosesc. Noi mai avem contract până în 2014 și cum au trecut alegerile, ce rost are să-i mai ținem pe cei care ne-au ales? Și altceva, ce să vă mai spun? Și după 2014, dumneavoastră, ce se întâmplă? Nu știu. Veți avea aceștia? Probabil. Vom vedea pe parcurs. După hârtia pe care am primit-o, adică au primit-o dânsii de la primărie, în care scrie că din 2014 și noi vom fi dărâmați, probabil asta, aceea soartă vom avea și noi. Într-adevăr, nu era... Nu aveau autorizație, dar se putea face ceva. Se putea rezolva, ei pierdeau atâta bani primăria, doamnă. Ei spun că nu sunt, clădirea nu corespunde. Ministerul Culturii vrea nu știu ce. Dar nu ne spune ce vrea Ministerul Culturii. Poate vrea să facem în termopan, facem în termopan. Poate vrea să facem în zid, facem zid. Dar nu așa. Ministerul Culturii vrea să nu mai fiți acolo. Păi dar Ministerul Culturii să se ocupe de monumentele istorice, să le renoveze, nu să dărâme și să lase pe drumuri atâta lume. Asta e. Această femeie se consideră norocoasă. Taraba la care vindea articole vestimentare a fost demolată. Se numără însă printre cei cărora șansa le-a surâs și s-a mutat în barăcile acoperite. Nemulțumirea ei este legată de lipsa vechilor vecini de tarabă, despre care nici măcar nu știe unde își vând acum marfa. A fost dat afară de acolo, automat, în 3 zile să părăsim locul. Și v-ați mutat aici? Am găsit și eu am păsit doamna vecina cu mine baraca și atâta tot. Ce să facem? Că altfel nu aveam să mă duc. Trebuia să mă duc cu ele acasă, nu aveam spațiu. Dincolo nu găseam, nu aveam. Nu știu ce mă făceam. Asta este. Și v-a dat afară, practic? Nu, dat afară în 3 zile, o trebuie să plecăm. Să plecăm, să eliberăm, că au venit să strice. Ce mai? Dar știu că povestea este mai veche. Păi era din septembrie, dacă nu le-a mai dat nou acolo acordul. Din septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie și ianuarie, deci de 5 luni nu mai aveam acord. Stăteam așa. Și ne-a dat în scris că suntem ilegali. Ilegali eram pentru că nu ne-au dat dumnealor acordul. Dar putea să ne dea acordul și putea să ne lase, că doar câți bani se câștigau de acolo? Se câștigau o grămadă de bani. Păi normal că plăteam chirie. Păi 6.200.000, că aveam 2 căbănuțe. Pe lună, da, 6.200.000, deci plus gunoiul, plus gunoiul, gunoiul 430 de lei și 30 de bani, 43 de lei și 50 de bani, salcu. Și vă spun, uite, suntem aici, eu sunt nou între vecinii mei. Acum, până mă acomodez, nu știu. Diferența nu e foarte mare, nu? Nu e foarte mare, dar știți cum e acolo, le aranjeam într-un fel, aici altfel și știți cum. No, asta este, mă acomodez și eu. Pe locul fostelor tarabe, municipalitatea vrea să construiască o parcare pentru autocarele cu turiști care ne vizitează orașul. Pentru un aspect decent al zonei de lângă cetatea Făgărașului, Ministerul Culturii explică. Demolarea barăcilor din Piața Veche are la bază litera legii. În apropierea monumentelor istorice, astfel de construcții nu și-au locul. O reptilă prietenoasă îi convinge pe elevii făgărășeni să vină pe jos la școală. Jocul șarpelui în trafic este o campanie amuzantă care îi invită pe copii, dar și pe părinți să meargă spre școală într-un mod prietenos față de mediul înconjurător. Rolul șarpelui, inscripționat pe un banner uriaș, este acela de a colecta cât mai multe buline colorate lipite de cei care vin la școală pe jos. Mersul pe jos sau cu bicicleta sunt două dintre modalitățile deplasării care îmbunătățesc starea de sănătate.
și sunt prietenoase cu mediul înconjurător. Asta au aflat elevii de la două școli din Făgăraș, care s-au implicat în desfășurarea unei campanii ce promovează mersul pe jos până la școală. Se numește Jocul Șarpelui în Trafic. Se desfășoară în două instituții de învățământ, Colegiul Național Radu Negru și Școala Gimnazială Ovid Densușianu, și îi include doar pe micuții de la clasele pregătitoare și cei din ciclul primar. Pentru a participa la campania organizată de autoritățile locale, în fiecare dintre cele două unități, pe holuri, șarpele cu față prietenoasă așteaptă să primească buline câștigătoare. Este un joc distractiv. Colegiul Național Radu Negru găzduiește un banner, practic, pentru două săptămâni. Un banner pe care copiii de vârstă preșcolară și școlară, de fapt sunt copiii din clasele pregătitoare și copiii din clasele primare, ce folosesc anumite buline colorate, care evidențiază mersul pe jos, mersul cu bicicleta, mersul cu alte mijloace de transport. Ideea este, după cum spuneam, de a încuraja modalități de transport sănătoase și durabile. Care este cea mai râvnită bulină și de ce? Evident că cea mai râvnită bulină este cea ce evidențiază mersul pe jos, bineînțeles. Finalitatea este, evident, de a-i convinge pe cât mai mulți copii și părinți să se deplaseze la școală pe jos. Șarpele a fost expus pe perete acum o săptămână. De atunci copiii au renunțat la deplasarea cu mașina și i-au convins pe părinți să-i aducă la școală pe jos. Mi se pare o acțiune foarte interesantă, pentru că ne învață să mergem pe jos, să nu poluăm natura și... Cu ce vii la școală? Pe jos și o să merg și cu bicicleta când o să fie soare și frumos afară. Este foarte interesant. Ne ajută să începem să mergem mai mult pe jos. La începutul săptămânii mergeam cu mașina, deci acum lăsăm mașina în capătul orașului, pentru că locuiesc în altă localitate, și în capătul orașului mergem până la școală, eu cu mami. Nu ți-e greu așa prin zăpadă? Nu, chiar nu e greu. Chiar îmi place. Pot să povestesc mai mult cu colegii. Când nu era joculețul ăsta, mergeam tot cu mașina. Și când am venit la școală astăzi, am venit cu Sania până aici. Bravo! Unde? Bulinele pentru cei care vin pe jos, unde sunt puse pe șoară? Da. Unde? Aici. Pe jos. Și cealaltă? Despre pentru copiii care merg cu autobuzul. Mai departe? Pentru copiii care merg cu bicicletele, pentru copiii care merg cu mașina, pentru copiii care merg cu trotineta sau cu skateboardul. Concursul educativ este extrem de amuzat pentru copii care se străduiesc să adune prețioasele buline. Campania Vin pe jos la școală a început încă de anul trecut, când a debutat cu proiectul de conștientizare a beneficiilor pe care le aduce mersul pe jos. Acum luna martie este dedicată inaugurării autobuzului pietonal, iar în aprilie se va organiza evenimentul care încheie campania. Aceasta va fi reluată însă anul viitor. Start la distracție pe pârtia de la Drăguș. Mâine începe cea de-a treia ediție a Festivalului Zăpezii. Concursuri de schi, concerte, spectacole folclorice sunt doar câteva dintre atracțiile evenimentului, despre care organizatorii spun că nu trebuie ratate. Nu doar pârtile consacrate adună pasionații ai sporturilor de iarnă. Capitala distracției de zăpadă va fi mâine la Drăguș. Aici se dă startul ediției cu numărul 3 a Festivalului Zăpezii. Cei care vor să ia parte la concursul de schi trebuie să ajungă pe pârtie la orele dimineții să se înscrie în competiție. Primăria Drăguș împreună cu Casa Zmeilor și Pârtia de Schi Moțul Drăgușului organizează ediția 3-a Sărbătorii de Zăpezii. Prima ediție, după estimările noastre, au fost peste 2000 de oameni, a doua ediție au fost sub 1000 de oameni, a fost o zi mai friguroasă, iar acum ne așteptăm tot în jur de 2000-3000 de oameni. Anul acesta se pare că vremea ține cu organizatorii. Nu va fi ger, iar distracția promite să încingă atmosfera, mai ales că cei de la Fly Project concertează la orele prânzului. Va fi un concurs de schi pentru juniori de la 4 la 15 ani, pe 3 categorii de vârstă. Înscrierile vor fi între ora 9.30 și ora 11. La ora 11 începe concursul de schi. La ora 13 se premiază, la ora 14 va fi concert cu trupa Fly Project, iar după ce se termină concertul, sunt
invitate Diana Gârdince și Miara Greavu ca solistă de muzică populară, care vor susține și ele un mic recital. Pârtia de la Drăguș, situată la doar câțiva kilometri de mănăstirea de la Sâmbăta de Sus, a fost inaugurată în decembrie 2009. Pârtia este dotată cu telescaun, tunuri de zăpadă și instalație nocturnă și are o lungime de 500 de metri. Ediția de astăzi cu cele mai importante informații de la Făgăraș se încheie aici. Pentru a ne viziona și pe internet, puteți accesa adresa impactfăgăraș.ro. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să aveți parte de un sfârșit de săptămână cât mai bun. La revedere!